liniște. Poate o să fie o zi frumoasă. Pitică! Frumoasă pe dracu. Ce vrei, fa? Măi, Mitic, du-te până la magazin și iei pâine, că trebuie să vină pop acasă să dă de pomană. Iar dai fă de pomană la pop? Nu te-ai sătura fă să dai de pomană la pop atâta? Lasă că la mănânc în biserică. Mai vine și cu grasul ăla de dascăl. Fă, tu n-auzi că ăștia mănânc din poartă în poartă? Nu dai nimic de pomană azi. Doamne, și mintea ei, spurcatule! Să dă de pomană, ei, așa să facem fiecare an. Ei, așa să facem fiecare an. Lasă-mă, fă, stăm ca oile, ca în satul ăsta, unul după altul. Să dăm de pomană, că așa să faci, că așa trebuie. Nu dai nimic de pomană, n-auzi? Măi, așa să faci, ei, să spune că dacă dai de pomană, ei adormit să bucură, ei, pentru că ei se hrănesc cu mâncarea pe care eu o dau și să bucură că-i pomenești. Fă, tu știi ce cred eu? Fă, eu cred așa. Morți în momentul ăsta, azi într-o altă lume. Și unii dintre ei chiar cred că sunt într-o discotecă și dansează, bă, și sunt bine. Și noi stăm faurică în sărăcia asta a noastră. Mai lasă-mă în pace, bă. Tu știi cum iar aș numi eu ziua asta? Mm. Aș numi o mâncare aruncată de pomană, nu dată de pomană. Ai înțeles? Că tu muncești mâncarea aia și dai de grăpa la pop. Și dacă muncesc, ei? Pentru mine e important că fac pomană, Mitică. Pentru că persoana aia la care eu îi dau de pomană, spune la rândul ei Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Pe cine să ierte, fă? Cum pe cine, ei? Pe aia care au murit din rudele noastre. Uite, de exemplu, eu aș vrea să-l pomenesc pe bunicul tău, Dumnezeu să-l ierte. Fă, nu mai pomeni tu pe nimeni, fă. N-ar mai pomeni tu atâta bunicul. Ai uitat, fă, când trăiești în beia din jinul meu? Eu munceam toată ziua la jinul ăla meu ca să fii cel mai bun jin din safă și ăla să-l ia gardul și-mi fura din sticle? Fă, dar ai uitat când bunicul meu te-a făcut proastă? Ai uitat? N-am uitat, dar lasă că aia a fost de mult. Plus că eu l-am iertat. Fă, eu nu-l iert pe bunicul, ai înțeles? E mai bine acolo unde e el. Și știi ceva? Morți cu petrecerile lor și noi cu sărăcia noastră. Doamne, Mitică, păcătos mai ești. Păcătos. Lasă, fă, Aurică. Mai bine păcătos decât credincios și prost. Măi, Mitică. Ce, Ivan? Eu vreau să te întreb un lucru. Întreabă. Tu așa o să faci și după ce o să mor eu, e? Fă că nu o să mor tu. O să mă îmbrac în negru și o să port doliu. Da? O să faci tu asta pentru mine, ei? Nu, fă, pentru aia care o să moară de grija mea. Hai, dă banii aia odată, 2 lei, sau cât ai zis că dai, ies și să pun lui mătar. Of, doamne, 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 ia că așa trebuie să stau să strâng după el de fiecare dată. Știi tu pe mine, că eu nu te știu pe tine. Dar și nu te cunoaști în satul tău, Corneli. Eu sunt Marinela, fata lui Boboc. Marinela? Marinela, ui, dar și mare crescută, ui. Ui, erai atâtică, acum ești așa, ui. Da. Doamne, Marinela, ui. Și bine miroși. Uai, Corneli, eu nu știu miros plăcut să-mi stuc, tocmai a făcut curat în șorul la vacă. Dar dacă tu spui, eu îți mulțumesc.
Ei, pe cu curat în șor la vacă. Hai să zic direct, fă. N-ai vrea să mergi la mine în fânt să ne julim? Și să faci și mai Cornelie? Să ne julim. Adică? Adică să ne băgăm în fân, să întoarcem fânul, să bag furca în fân. Eu zic că faci o mare greșeală dacă bagi furca în fân, Cornelie. Dar de ce? S-o anunța zilele astea, vrea Mirea, dacă e umed fân, eu zic că nu se merită. Hai fân, ai auzit să ne tăvălim o leac pe acolo, nu știi de astea? Unde e în fân? Da! Doamne, dar știți nu e bună la cap să mă murdăresc pe bluza asta, mai ales că e nouă. Și până la urma urmii eu nu mai sunt copil, Cornelie, să mă tăvălesc prin fân. Fă, tu n-ai auzit de hâța, hâța? Ești bun de stand-a, părdeșeala. Hai că mă duc, mă așteaptă tata cu pâine acasă. Iute, ui, ce țărancă e! N-ai văzut așa ceva, e! N-ai văzut, ei! Țărancă? Ei, nu știam și nici țâmpla poarta mea. Doamne! Așa face, Cornel. Da, bine, uite, încerc să agăți ceva, e! Să agăți ceva? Da, ui! Și să agăți crengi și să agăți. Ei, tu n-ai de unde să știi, ei! Că tu ești omul surat, n-ai de unde să știi, lasă așa. Dar și tu nu ești omul surat sau cum vine asta? Păi nu mai minti, te rog eu, nu mai minti, că mi-ai plecat acolo în străinătate, ui, lasă-o în legea ei, ui. Tu mi-ai mintești că sunt surat acum, doamne. Ei, lasă. Ia ascultă aici la mine. Tu știi leul ăla care stă el așa și nu faci nimica, așteaptă prada să vină la el? Ca mine așa stau și nu fac nimic, așa. Și aștept. Ei, păi leul așteaptă așa să vină prada frumos, așa o mirosești. S-a apropiat prada de el, înțelegi, bam, 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 bam. Și o hop, hâț, când vine prada, hâț, sare leu și hop, e. Stai o leacă, ei. Ce treabă are leu cu tine, că nu înțeleg. Ei, leu-s eu, ei. Eu-s leu. Așa. Nu, asta e câini. Leu e așa. Ei. Așa. Ei, și eu-s ca leu, aștept așa să treacă câte o domniță pe drum. Adică prada. Da, adică prada. Așa. Și o contrești, mă, ula ea încet, okay. Încet, și-o hop, hâț pe ea. Adică o mănânce, Cornel? Nu o mănâncă, o mănânc din privire. O dezblac din privire. Dar tu de unde să știi? Adică aștept și tu o donșoară de asta de la noi din sat, te dai la e. Da, băi. Și n-ai să așa e din prima mai repede. Dar tu ce faci? Da, și să facă, Cornele. Uite, mă cam șert cu Aurica. Că și cază-i zi de pomană și... Na, știi să-i faci. Vrea să vii de crăpat la popă, pe degeaba cum ar veni, înțelegi? De? Da, nu știu, chiar nu înțeleg de ce. Și tot mă șert cu ea acum. Și acum m-a trimis să-i vezi tu, domnule, să cumpăr pâine că nu știu, nu știu cum. Că... Nu știu, n-am niciun chef, nimic așa. Bă, te vin cu așa. Am făcut copilul ăsta, știi? Bună ziua! Păi, de-a cui ești tu? De-a lui mama și de-a lui tata. Ei, îți iau și iercul dacă nu zici a cui ești. Nu, zici, nenea, eu sunt de la oraș. Am venit la bunica Nina. Ah, bunica Nina. Taicul nu-i plecat 3 ani în străinătate pe acolo? Ba da, ba da. E, gata, știu. Băi, băi, fii atent aici. Dacă tot n-am chef, eu să mă duc la magazin, trebuie să mă duc, m-am pus la urica asta mea. Vezi tu, domnule, îți cumpăr niște pâine. Dar n-am chef, vreau să stau vorbesc cu Cornea. Uite, îți dau 2 lei și du-te și cumpără tu pâine și mă găsești aici cu Cornea. Dar păi și mie ce mi se dacă mă duc? Păi și ție să... O să-l pun pe taic, tu să-ți iei o tabletă, băi. Bine, bine, mă hai, duc. Hai, vezi, băi, Cornel? Vezi? Copchii ăștia, doamne, băi. Îți mă interesă. Ei, am fost noi copchii, Dane. Na. Da. Trebuie neapărat să-l dai și. Da. Aia, Cornel, stăm aici o leacă. Până vine băietul ăsta. Și, și. Fata doiniție. Opa. He, bună, bună, da și bună. Treci prin fața mea și am mai cool femeie. Salut, Cornele. Da, da, salut, Cornele. Fă, mai ești Prunea? Nu, m-am despărțit de el săptămâna trecută. Bravo, fă, ești fată isteață, fă, oricum cred că l-avea Pruna mică. Fii atent aici, mi-tic, eu am șarmul meu, fii atent. Ia, ia. Fă, vrei să ne iubim o leacă? Da, ce crezi, Cornele, că eu sunt femeie ușoară? Lasă, fă, că stai eu deasupra. Ia, Cornele, ia. Iubi? Iubi? Iubirea mea, râde ăștia de tine? Ăla a zis să mă culc cu el. Așa ai zis, mă? Zi, mă, vrei să te culci cu iubita mea? Și? Uai, uai, schija, nija, oprește aer condiționat că te bate vântul, uai. Aer condiționat, de... Lasă-mă că dacă pe mine mă bate vântul, lasă că pe voi o să vă bată gogo, mă. Gogule! Uai, 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 Thank you.
Ioane, lasă bani acolo. Ai nu zic de două ori. Fă, Mari! Ți-o și eu 10 lei. Pentru? Să-mi iau niște țigări la bucată. Țigările nu-ți bune pentru plămâni, Ioane. Să-mi iau o bere. Berea e și mai rea, că face rău la ficat. Până în casă avem? Ioane, pentru ce-ți trebuie 10 lei? Nu, fă, Marie, că nu-mi trebuie... Păi tu vrei să dormi în cotez cu găinile, să ce dracu ai? M-am împrumutat afamării de la Viorel și a venit ăsta, acum să-și ia banii înapoi. Când te-ai împrumutat de la Viorel cu 10 lei? Acum 2 ani și vreo 2-3 luni, pa. Și ăsta abia acum vine să-și ia datoriile după 2 ani? Da, acum vine. Hai, Ioane, ce durează atât, ai? Ziua bună, afamării. Hai, salut. Ai, Viorele, când l-ai împrumutat pe Ion cu 10 lei? Fă, Mării, acum vreo 2 ani, 2 luni jumate, cam așa. Vezi? Și de ce ai venit de tu, mă, acum să te iei datoria? Nu puteai zvi la an? Ba, da, fă, Mării, da. Acum, ca să-ți arăt, să nu zici că te mint, am datorii de luat de acum 5 ani din găurenii de jos, găurenii de sus... Și la urma urmei vreau să-i strâng pe tăți că vreau să-mi iau mașină. Și uite, spre exemplu, pe data de 15.07.2018, eu l-am împrumutat pe Iona tău cu suma de 10 lei. Nu era pe 16? Ioane e la mine scrie pe 15. Auteși. Vezi? Și repede a trecut timpul. Mă, ia lăsați-mă cu tâmpeniile astea ale voastre, că eu am treabă. Pa, Marie, dă-mi și mie 10 lei. Nu pleca! Nu mi-o dat. N-am de unde să-ți dau banii, dar ai văzut. Ioane, nu știu ce faci, nu știu unde muncești. Nu mă interesează. Tu mi-i trebuie să-mi dai bani. Unde să muncești în satul ăsta? Că nu mai are nimic, a nimeni de făcut. Unde să muncești? Zi-mi unde să mă duc să muncești și mă duc, muncești și-ți dau și datoria înapoi. Cum mai unde? Numai să vrei să muncești, că ai unde. De ce nu te duci la marinier să muncești? La polițistul satului? Și ți-i frică de el de-a? Frică, dar ar trebui să ne fie la tăți frică de el, că doar e polițistul satului, dar ce muncă are? Păi am auzit eu acolo la băieți la bar, am fost bea o bere cu băieți acolo și au zis că vrea să-și facă, cum îi zice, renovare în casă, să-și pună gresii, pe la bucătărie, pe la baie, nu știu, dormitor are el. Plătește și bine, apropo de asta. Și acum 5 minute, când vinem spre tine, l-am văzut la Oana, lui, cum îi zice, al lui Paulic. Și dacă insiști și te grăbești, îl prinzi acolo. Că eu mă duc până la, cum îi zice, uite aici, scrie, la Liviu al lui Măruntai. Ar să-mi dea 5 lei de-acu 3 ani. De-acu 3 ani? Da, e de-acu 3 ani. Hai, dai cu praf de mier și adă banii. Pa!